A face tot mai multe ravagii în țara noastră, tot mai multe cazuri de viroze apar în România, iar peste 10% dintre ele sunt de gripă, ceea ce pune o presiune suplimentară pe spitalele din țară. Sunt cifrele care sunt relevante și care impun, conform reglementărilor de la nivelul Uniunii Europene, de la Centrul European de Control al Bolilor, să considerăm că suntem într-o perioadă epidemică. O creștere cu câte 20% timp de 3 săptămâni consecutiv și o proporție de minim 10% din probele testate care sunt confirmate pentru gripă. Când am putea bifa această epidemie? Sunt măsuri generale adresate pe de o parte populație, pe de altă parte spitalelor, care trebuie să-și adapteze programul de vizită în funcție de această situație, mai ales în cazul secțiilor unde există pacienți cu risc crescut dacă se îmbolnăvesc de gripă. Personalul medical trebuie să utilizeze în interior echipamentul de protecție, inclusiv masca. Practic sunt reactualizate toate regulile de igienă și de regulile de prevenire a infecțiilor, încât riscul de transmitere să fie cât mai mic. Ce se întâmplă? Anul acesta, sezonul gripal este decalat cu circa 3-4 săptămâni față de un sezon gripal obișnuit. Gripa a început să circule mult mai repede și mult mai intens. Sigur, se va și termina mai repede cu 3-4 săptămâni, dar în acest an, având în vedere restricțiile din anii precedenți, din ultimii 2 ani, circulația virusurilor în general a fost mult mai ridicată, mai ales în lipsa măsurilor de protecție, și lucrul ăsta a dus la un număr mare de cazuri de viroze respiratorii, inclusiv de gripă, în România și peste tot în Uniunea Europeană. E foarte clar însă că evitarea aglomerației și utilizarea măștii, mai ales de către persoane aflate la risc atunci când intră în zone aglomerate, este recomandată. Și vorbim despre acest subiect cu medicul Radu Țincu, medic primar ATI. Bună seara, vă mulțumim! Bună seara, cu plăcere! Cât de aproape suntem de declararea epidemiei de gripă sezonieră în România și de ce s-ar impune o astfel de măsură? În primul rând, pentru că avem un număr foarte mare de cazuri, o transmitere accelerată a virusului, cel mai probabil în contextul în care timp de 2 ani de zile am respectat anumite măsuri sanitare, am lucrat foarte mult de la domiciliu, școlile au fost în sistem online, toată această izolare a populației a protejat în ultimii 2 ani în raport cu îmbolnăvirile de gripă. Iată că acum, odată ce toate restricțiile au fost ridicate, virusurile gripale și oricare alt virus respirator are o circulație mult mai intensă. Ne așteptăm ca în perioada următoare numărul de viroze să crească, pentru faptul că și temperaturile favorizează transmiterea virusului cu mai mare ușurință. Avem temperaturi destul de ridicate pentru această perioadă de timp și știm faptul că în momentul în care temperaturile sunt mai ridicate, virusurile respiratorii circulă mai ușor. Cum sunt vizați românii sau cum ar trebui să fie vizați românii de această măsură, de aceste noi măsuri pe care le gândește în această perioadă Ministerul Sănătății? Ce restricții ar trebui poate să se impună? Nu cred că putem vorbi de restricții, cred că vorbim mai degrabă de recomandări care să încetinească ritmul de îmbolnăvire și, în primul rând, să protejeze populația. Cred că elementul cel mai important este că atunci când suntem bolnavi, când avem semne și simptome de viroză respiratorie, să rămânem izolați la domiciliu, să ne autoizolăm pentru a nu îmbolnăvi pe ceilalți. Dacă avem copii care au astfel de simptome, să îi ținem la domiciliu și să nu îi ducem la școală pentru a transmite virusul în colectivitate. Și, evident, a respecta măsurile sanitare de protecție și de a discutăm de igiena mâinilor și de purtarea măștii de protecție atunci când avem anumite semne de viroză respiratorie și chiar trebuie să părăsim domiciliul. Cum facem diferența între gripa aceasta sezonieră și COVID, de exemplu? Pentru că sunt persoane în continuare care sunt diagnosticate cu COVID. E destul de greu să facem din punct de vedere anamnestic, din punct de vedere clinic, o astfel de diferență. Este nevoie de testare. Așa cum și SARS-CoV-2 poate fi testat, la fel și virusul gripal poate fi pus în evidență. Există teste și sunt distribuite la unitățile sanitare și medicilor de familie, cel mai probabil, care pot să efectueze aceste testări. Însă cred că elementul cel mai important îl reprezintă contactul pe care ar trebui să-l avem cu medicul de familie atunci când avem semne de viroză respiratorie. Și aici discutăm de febră, discutăm de dureri musculare, discutăm de acea simptomatologie respiratorie superioară, tuse seacă sau productivă, jenă la înghițire și așa mai departe.
Dacă avem toate aceste, cum să spunem, indicii că suntem pe un drum greu, un drum rău, ar trebui să apelăm la medicul de familie, nici măcar nu mai interesează dacă este gripă sezonieră sau COVID. Eu cred că primul pas este să ne autotratăm. Până la urmă, virozele respiratorii au fost dintotdeauna. Cred că putem să luăm antitermice dacă avem febră, putem să luăm simptomatice, cum ar fi antiinflamatoare sau analgetice, dar regula principală este că dacă după 24-36 de ore de automedicație simptomatologia nu se îmbunătățește sau, dimpotrivă, asistăm la o înrăutățire a simptomelor, va trebui să contactăm medicul de familie care ne va evalua și cel mai probabil ne va ghida tratamentul. Dacă nici după tratamentul oferit de medicul de familie situația nu se îmbunătățește, abia atunci cred că ar trebui să apelăm la serviciile spitalicești pentru o evaluare mai amănunțită. Spuneați de automedicație, românii își administrează foarte, foarte ușor antibiotice. Da, nu este cazul. Din păcate, aceasta este o realitate tristă, pentru că discutăm de viroze respiratorii cele mai frecvente, adică peste 85-90% din virozele respiratorii sunt produse de virusuri și atunci antibioticele nu au niciun efect. Nu recomandăm administrarea antibioticelor decât după o evaluare medicală care să ridice suspiciunea unei infecții bacteriene, pentru că utilizarea antibioticelor fără niciun fel de indicație, în primul rând, nu aduce niciun beneficiu, dar poate să creeze anumite probleme. Pot să apară anumite infecții supraadăugate, în special la nivelul tubului digestiv, sau putem să avem surpriza să dezvoltăm rezistență bacteriană și atunci când vom avea nevoie, într-adevăr, de acel antibiotic, el să nu mai fie eficient. Da. Vă mulțumim foarte mult pentru această intervenție, aceste informații. Radu Țincu, medic primar ATI, mergem mai departe.